Bună ziua, stimați telespectatori, și bine ne revedem la o nouă ediție, emisiunea Viață în Armonie. Mulțumim din nou gazelor noastre, care sunt magazinul Decora Design. Și îi spunem bine ați revenit în emisiunea noastră lui domnul Ionel Alban de la firma Coral. Bine ați revenit! Bine v-am găsit! Ne bucurăm că ne onorați din nou cu prezența în emisiune și pentru că, așa cum discutasem noi la o ultimă emisiune, ne-ați propus ca pe un subiect viitor să discutăm despre nutriție. Aștept cu nerăbdare să ne vorbiți despre asta. Da, v-am prezentat data trecută conceptul în 5 pași. Am vorbit despre hidratare, de ce să bem apă alcalină antioxidant, am vorbit despre deparazitare, deci de ce să dăm afară paraziții, despre detoxifiere, în special a colonului, ficatului, limfei, și am vorbit despre protecție, cum să întărim sistemul imunitar. Acum o să vorbesc despre un pas important, și anume nutriția. Ce înseamnă nutriția, ce alimente să folosim și dacă trebuie să folosim sau nu suplimente. Legat de pasul acesta nutriție, s-au scris multe cărți, sunt multe păreri, unii sunt pro-vegani, alții sunt pentru alimentația pe care o avem noi, poporul român, și cu alimente pe bază de proteină animală. Și aici sunt părerile împărțite. Foarte multe variante. Da, da, da. Eu personal sunt pe partea asta echilibrată, o să vorbim un pic despre nutriție echilibrată. Un principiu pe care eu îl aplic personal și pe care îl și recomand să-l folosiți și dumneavoastră. Am învățat despre un principiu, și anume principiul 50-30-20. O să apară un slide, asta? Dar o să aveți și un slide în curând, o să se expună. Ce înseamnă concret? S-au făcut studii, dacă studiem un pic și despre ciclul Krebs, nu o să vorbim despre ciclul Krebs acum, că e un subiect mai interesant, s-au observat că noi avem nevoie de 50% de deci ceea ce reprezintă 50% sunt legumele și fructele și apa, astea trei. În aceste trei componente găsim vitamine, minerale, găsim sulfiți, da? Adică viața vie. Da, viața vie. Avem nevoie de celuloză pentru ca să dezvoltăm microbiomul, cât mai bine la flora intestinală cum e cunoscută, avem nevoie și de celuloză din legume. Și ce recomand la farfuria noastră? Deci eu chiar dimineața am aplicat-o, eu când mă uit în farfurie, totdeauna mă gândesc la principiul ăsta. Jumătate din farfurie, de 50%, deci am umflat-o o mare față, 50% să reprezinte legume, în special 5 legume. Eu, de exemplu, dimineața am ras gulie, dovlecel, ardei, ceapă și morcov. Astea toate 5. Le-am încălzit un pic în tigaie, deci tigaia să fie puțin încinsă, iarna se recomandă lucrul ăsta, pentru că avem nevoie de căldură și e nevoie să fie un pic încălzite. Deci tigaia încinsă, pus și întors, deci un pic, așa, nu, să nu se distrugă enzimele, că e foarte important să păstrăm enzimele. Deci avem nevoie de legume și pentru enzime și foarte important, și o să vorbesc un pic și despre rolul enzimelor astăzi în digestia noastră și cum să folosim enzimele, de ce avem nevoie de enzime. Deci asta ar fi primul aspect. Deci trebuie să înțelegem că trebuie să avem 50% legume. Dacă se poate, minim 5 legume. Este indicat să mâncăm o varietate cât mai mare de legume. Vă întrerup o secundă o să înțelegeți de ce vă întrerup. Și îmi cer scuze. Spuneți că să mâncăm legume. Legumele noi le găsim din market, le găsim din diferite magazine și în general nu sunt românești. Dumneavoastră, aveți certitudinea că ceea ce mâncăm adus din import sunt la fel de bune și curate cum ar fi produsele românești? Dacă aveți certitudinea că nu sunt, cum faceți? Dacă aveți o procedură în care să scoateți aceste pesticide cu care sunt ele tratate în... Eu aș merge pe ceea ce cultiv eu în grădină, dar astăzi nu toată lumea poate să facă, mai ales că stăm la oraș, mulți dintre noi. Tocmai. Și dacă că pot controla să nu pun pesticide, să nu pun chimicale, e adevărat. Noi știm că legumele nu atrag pesticide din pământ, nu rămân în pesticide, dar la supermarket, ca să le dea o viață mai lungă, se pun peste ele pesticide. Legumele și fructele mai ales, fructele care sunt aduse de mai departe de Uniunea Europeană, se tratează cu pesticide și de multe ori ne infestăm cu pesticidele la portocale și la lămâi. Am văzut în România o greșeală foarte mare care se face, se rade coaja de portocale și lămâie la prăjituri. Da.
Deci ne încărcăm cu pesticide și dacă nu le putem scoate, e foarte greu de scos. Eu folosesc pentru legumele care nu sunt autohtone, chiar și pentru cele autohtone, că țara nu prea respectă întotdeauna, mai dau și ei cu anumite prafuri, mai ales pentru paraziți, când folosesc la roșii și la altele, atunci le pun în apă și în apă eu pun coralul de care v-am vorbit la prima emisiune, ca să atragă spre el toxinele și pesticidele, le atrage în apă. Pur și simplu, spre coral le atrage și atunci pot să mai diminuez această cantitate de pesticide și de chimicale, să zic așa. Deci atenție mare cu fructele din export, în special pentru că sunt tratate ca să aibă viață lungă, ca să stea mult timp la raft și atunci coaja trebuie îndepărtată în special, indiferent ce fruct, pentru că acolo este de fapt toată problema, cea mai mare. Legat de vitamine, ca să revenim un pic, atunci am zis că e foarte important să avem în alimentația noastră, jumătate din alimentația de toată ziua trebuie să includă fructe. Da, eu încep fructele, dimineața mănânc fructele, după ce îmi beau apă, beau dimineața un litru de apă, cu înghițituri mici, o mestec și o încălzesc apa, bine, apa să fie caldă și o și mestec cu saliva. V-am spus data trecută de ce folosesc lucrul ăsta. Apoi mănânc după o oră masa de fructe. Eu dimineața am la 8 o masă de fructe, îmi dau energie. Apoi, peste o oră, mănânc mâncare consistentă. Dimineața mănânc mai mult un pic, adică exact ce v-am spus, 5% să fie legume, 5 legume, dacă se poate, 5 culori ar fi indicat. Și mai le schimbăm în alte zile, altele, că avem nevoie de această varietate. 30% reprezintă, în farfurie, carbohidrații. Dacă avem 3 carbohidrați, un pic de mămăligă, un pic de pâine, dacă avem o pâine de secară și cu grâu, deja avem 2 cereale și cu porumb avem 3. Dar să nu fie cantitate mare, cum am văzut în România, să mănâncă câte o pâine la masă, o persoană. Lucrul ăsta este foarte grav, pentru că e exces de carbohidrați. Carbohidrații îmi dau și energie, avem nevoie și de carbohidrați. Și apoi avem nevoie și de proteină. Deci 20%, doar atât, să reprezinte proteina. Deci dacă vorbim de proteină animală, una e suficient. Și niciodată să nu mâncați 2 sau 3 proteine împreună. Și aici fac o corecție la educația noastră greșită din România, și anume să mâncăm ouă cu carne, cu brânză, deci 3 proteine animale odată. Dacă vreți să mâncați toate 3 proteinele, mâncați astăzi carnea, mâine ouă, poi mâine brânza. Da? Vă întrerup și vreau să vă întreb dumneavoastră cum faceți când vreți să mâncați tochituri. La ceaun, că acolo se face cu brânză, cu ou, da, tochitura, nu, nu, nu. Eu cu mămăligă. Sincer să fiu, cam o dată la o lună, două luni, mai fac și eu încălcări din astea, dar am grijă să am și legume multe lângă, mai mult de dragul gustului și ca să-mi satisfac limba, să zic așa, plăcerea gustului, dar acasă nu fac așa ceva. Deci soția mea știe regulile, deci le respectăm foarte strict. Deci nu, aici este o chestie. Într-adevăr, mi-a trebuit o schimbare de paradigmă, pentru că eu am fost crescut la țară și noi mâncam așa, vă spun. Deci, păi, românul așa mănâncă. Excesul de proteină nu este ok pentru organism. Deci în ciclu Krebs nu are nevoie mai mult de 20% de proteină. Deci proteina se transformă în aminoacizi. Dacă mâncăm vegetale, deci, de exemplu, miercurea, vinerea, să spunem, nu mâncăm carne, sau când sunt perioade de post mai lung, atunci se recomandă 2 proteine vegetale. Și vă dau exemplu. Mâncăm ciuperci, da? Și avem și o grăsime, de exemplu, cum ar fi uleiul de măsline sau măslinele, atunci avem deja 2 proteine. Sau avem avocado, combinăm cu ciuperci, deci facem o combinație de 2 proteine, da? Deși grăsimile acestea intre tot la proteine și atunci avem nevoie de o cantitate suficientă, care v-am zis, de 20%. Deci nu trebuie să le neglijăm proteinele, avem grijă mare. Proteina animală este mai concentrată, mai puternică, e mai de calitate, atunci trebuie să avem una singură. Excesul de proteină nu este ok pentru organism. Avem nevoie și de grăsimi bune, apropo de slănină, eu recomand slănina, mai ales dacă este la un porc sănătos. Ce înseamnă porc sănătos? Dacă se poate să fie hrănit cu jir, cu ghindă, deci dacă este mai sălbatic, atunci este ăla mai ok. Ăla e mistreț deja. Da, mistrețul e cel mai bun, da. Deci eu nu sunt împotriva la așa ceva, mănânc și eu ocazional, dar ăla are chiar omega-3 de calitate, omega-3 cu lanț lung, deci care este ok pentru sănătatea vasculară, a creierului și mai departe. Deci cam asta ar fi primul lucru pe care vreau să discut cu dumneavoastră, să respectăm acest raport, 50%
Să fie. Legume. Din alimentația de într-o zi reprezintă apa, legumele, fructele. Dar nu mâncăm fructele împreună cu mâncarea, deci cu proteinele, deci este foarte periculos. De aceea se mănâncă înainte de masă cu o oră sau dacă vrem după masă, după două ore după masă. Eu mai recomand încă un lucru la alimentație sănătoasă, asta am învățat-o de la ruși. Ei fac respect acest ciclu de 3 de 8. O să le vedeți în slide pe ecran. Cei 3 de 8, adică 8 ore să avem digestie, adică să mâncăm și vă explic exact în detaliu ce înseamnă asta, 8 ore să avem asimilare și 8 ore detoxifiere la nivel celular, eliminarea rezidurilor din celule și din corp. Atunci înseamnă, vă dau exemplu concret cum fac eu. Deci țin cont că de la prima masă, ultima masă trebuie să o iau peste 8 ore. De exemplu, am mâncat la 8 dimineața, 8 plus 8, 16, da? Dacă mănânc la ora 10, la ora 8 mănânc ultima masă. Eu, în principiu, mănânc la ora 10 dimineața. Astăzi am mâncat mai dimineața, că trebuie să vin la televiziune. Deci eu la 10 și la ora 18. Mi-am făcut așa fel programul pentru sucurile gastrice. Ele știu exact că la ora 10 trebuie să primească mâncare și la ora 6 seara. Atât. În timpul zilei eu nu mănânc. Beau apă în restul zilei, da? Apă și atât. Deci apă foarte multă. Apa, bine, apa mea e îmbogățită cu minerale, cu coral, care are 7-6 de minerale, deci aceasta e foarte benefică. Am și sulfiți în apă, adică am nevoie exact ce vă spuneam la început în partea aia cu 5%. Și de ce este foarte important? Deci noi facem digestie, la un moment dat se asimilează după ce se face digestia, seara ultima masă o luăm la 6, în cazul meu. Și atunci eu, peste câteva ore, voi face asimilarea acestor alimente care au fost digerate. De obicei, seara o masă mai ușoară. Și trebuie să treacă 8 ore de la ultima masă ca să termine procesul de asimilare și după următoarele 8 ore, zicem la 2 noaptea, începe detoxifierea la nivel celular. Și dacă eu îi dau timp celulei 8 ore să facă detoxifiere, nu voi avea toxine cumulate în timp. Și aici eu mai adaug ceva, eu aleg, am o zi pe săptămână în care nu mănânc nimic. Beau apă foarte mult în ziua respectivă, tot apă cu coral și este o detoxifiere o dată pe săptămână. Am văzut-o la un om care este longeviv și el are aproape 100 de ani acum și el a aplicat metoda asta și tot așa e o detoxifiere. Mai fac-o de două ori pe an, cel puțin două ori, chiar și patru ori pe an am făcut de multe ori, o detoxifiere mai mare de 4 zile în care nu mănânc nimic. Am făcut și 8 zile, am ajuns la 8 zile. Se poate și mai mult. Corpul ne mulțumește dacă îi dăm o pauză pentru alimente. Deci nu mai mâncăm, pur și simplu. Deci nu mai facem, nu facem altceva decât detoxifiere masivă în corpul nostru. Am avut pe cineva în emisiune care nu a mâncat nimic câteva luni. Nu mai mi-aduc aminte exact câte luni. Dar prima dată a început cu 40 de zile, după care a avut o perioadă lungă, dintr-un om la 120 de kilograme, a ajuns undeva la 50, dar numai partea osoasă mai era și mușchii, pentru că el totuși își făcea exercițiile musculare în fiecare zi de fitness. Când a venit la emisiune, era undeva între. Și am rămas puțin șocată pentru că, într-adevăr, este uimitor să nu mănânci atâta timp și el spunea la un moment dat că nici de apă nu avea nevoie. Da, vezi, asta e o altă poveste. Sunt persoane care au corpul lor s-au adaptat la astfel de mecanisme și sunt pe planetă cât mii de persoane care au un astfel de stil de viață, sunt care nu mănâncă nimic. Deci ei din aer primesc, deci corpul are un mecanism în care poate să producă singur, corpul poate să fabrice. Deci am vorbit despre ciclul celor 3 de 8, adică să treacă, dacă se poate, între 14 și 16 ore de la ultima masă până a doua zi, când ne e foame mai bem apă, deci eu beau apă și... Dar mi-am format un ceas la stomac în care el știe când trebuie să primească mâncare și atunci chiar mi-e foame. Se trimit sucurile gastrice și automat îți dă senzația de foame. Da? Aici trebuie să specificăm, domnul Ionel, că nu, să nu practice acest sistem cei care sunt
bolile autoimune și mai ales boli cu diabetul, insulino dependent. Exact. Deci aici nu pot, aici fac o excepție, aici este alt program. Eu, de exemplu, sunt diabetică, fac insulină și nu pot să fac așa ceva, pentru că în momentul în care ți se face foame, dacă nu ai depășit ora de masă, care ai învățat organismul și trebuie să-l respecti undeva la 4-5 ore distanță unul o masă de cealaltă, atunci faci cădere de hipoglicemie, faci cădere de glicemie, hipoglicemia respectiv și se întâmplă alte lucruri. Deci da, trebuie verificat. Și am avut probleme acum 8 ani când am cunoscut conceptul ăsta, aveam și eu un diabet de tip 2, l-am reglat cu programele de detoxifiere și mai ales programele de deparazitare, și pentru că și diabetul are și o cauză de la toxinele de la paraziți, anumite microorganism, anumite microtoxine, să zic așa, unor virus, produc blocarea pancreasului endocrin. Nu întotdeauna. Nu, dar vorbesc că este și în o cauză. General, sunt multe cauze. Una dintre ele, și atunci avem grijă de eliminarea aceasta. Asta am învățat-o de la Robert Jung. El aduce argumente pe treaba asta și am aplicat-o pe mine. Și recunosc că acum îl țin control de glicemia cu alimentație echilibrată, de care v-am vorbit eu, 50, da. 30, 20. Eu nu mă ating de, în special dacă mănâncă făinoase, prefer să le macin în casă, să le fac eu pâinea în casă. E adevărat că nu toată lumea are timp și să facă treaba asta, pentru că ce avem astăzi, făină albă din comerț, este doar amidon, nu mai are acolo nici... au scos și tărâțea și multe altele, deci și atunci nu mai este calitate și atunci crește glicemia foarte repede pâinea asta albă. Care știm noi, din făina albă, da? Mai folosesc și maiaua. Maiaua, la fel, reduce mult glutenul din grâu, care știm noi că acum este modificat genetic și e bogat în gluten și glutenul nu este ok, este proinflamator. Da? Și atunci am vrut să vă spun... Deci asta a fost partea importantă. Deci cum mâncăm, deci care e proporția, care e intervalul la care mâncăm. Dacă nu puteți doar două mese, folosiți trei mese, cum am spus, dar, repet, efectul, în timp putem să facem schimbări și o să vezi că vă simțiți foarte bine. Vreau să vă întreb un lucru. Sunt foarte multe variante de aceste diete, de cum se mănâncă corect. Unii spun așa, unii așa. Eu am auzit foarte frecvent pe posturile naționale o recomandare precum că să dimineața se mănâncă micul dejun, care trebuie să fie foarte consistent pentru că este după o noapte de odihnă și corpul are nevoie de alimentație. La două ore se mănâncă nu știu, un desert, un fruct, după care iar la prânz se mănâncă masă consistentă, de obicei supe, borșuri, lichid și mai puțin din felul 2, după care iarăși la două ore se mănâncă un desert. Acum vă întreb și pe dumneavoastră, sunteți de acord cu... Zice că să mănânci puțin și des. Da, eu v-am spus, am aplicat principiul ăsta din, de care v-am vorbit, 50-30-20. Dacă am mâncat vegetale, de exemplu, am mâncat o mâncare de vegetarian, da? Atunci da. E clar că o să avem nevoie peste două ore să mâncăm niște fructe. Dacă am mâncat carne, de exemplu, de porc sau nu știu ce altfel de carne, carne de porc digeră cam în 4 ore, deci nu e nevoie să mâncăm și nici corpul nu o să ceară. Depinde ce am mâncat, da? Deci eu dacă mănânc vegetarian, atunci automat îmi cere corpul un fruct peste 2-3 ore, pentru că se digeră foarte repede. Asta ar fi un aspect. Depinde și ce am mâncat în ziua respectivă. Deci sunteți de acord oarecum? Sunt de acord, dar repet, depinde ce mâncare am avut în față, în farfuria mea dimineață, da? Sau la prânz. Că și eu mănânc, v-am spus, mănânc carne, în special peștele, ăsta e preferatul meu. Ce fel de pește îl recomandați? Da, mie îmi place macrou, asta e peștele meu preferat, păstrăvul. Acum se pare că e o problemă mare cu peștele din delta. Am văzut studii, chiar am avut o discuție cu 5 studenți de la medicină veterinară din Cluj, m-am prietenit cu ei la Sfântul Gheorghe în delta. Și mi-au arătat un studiu făcut de ei, pentru că o lucrare de licența lor, aveau despre 30 de pisici din delta, dacă sunt sau nu infestate cu Opistorchis feleneus. Pisici? Da, pisicile din delta mănâncă peștele crud, pentru că ele sunt bine adaptate să pescuiască. Din 33 de pisici, toate 33 aveau Opistorchis și au găsit și au testat și pește pe care l-au prins. Într-adevăr, erau infestați cu absolut toți peștii pe care i-au prins, erau infestați cu Opistorchis. S-au trimis analizele la Cluj, la
facultate, le avem răspunsul și deci asta e o problemă. Opisthorchis felneus este un parazit agresiv pe care îl luăm ușor din peștele care este sărat, dacă îl mâncăm cu saramură, sau nu e prăjit bine, pentru că el în zona capului în special asta și el poate să dezvolte niște probleme grave în sănătate. Păi tăiem capul. Da, eliminăm capul sau îl prăjim bine. Da? Asta ar fi o idee. Uh-huh. Deci asta e singura problemă cu peștele din delta. În rest e ok, deci nu altfel nicio problemă. Legat de, am spus, de ce ar fi bine să folosim sau nu, mulți m-au întrebat dacă este bine să folosim sau nu suplimente alimentare. Aici e o discuție destul de controversată. Unii spun sunt pro, alții sunt contra. Eu personal am studiat exemplul japonezilor. V-am spus că am fost în Japonia, în Okinawa, am văzut și eu corale acolo, am văzut ceea ce pun în apă, să știu de unde aduc. Și am văzut o statistică despre japonezi, că 90% din japonezi folosesc suplimente alimentare. Chiar la angajare, pe fișa de angajare, ai o întrebare, ce suplimente folosești, de la ce companie, își dau seama dacă tu folosești suplimente sau de calitate. Uh-huh. Și atunci, la ei este educație. În Europa, procentul e mai mic, e mult, mult sub 30%, România este sub 10% în momentul ăsta, a mai crescut un pic de la câteva procente, acum vreo 10 ani, acum suntem aproape de 10%, deci se face educație. De ce avem, ce fel de suplimente ar trebui să folosim? Și de ce ar trebui să folosim suplimentele? În slide-ul pe care o să-l vedeți, acolo sunt făcute niște studii pe anumite legume și fructe. De acum 30 de ani, 20 de ani, 10 ani, chiar și mai vechi un pic, în care arată diferența de concentrația de vitamina C și de și alte vitamine și minerale din fiecare fruct și legumă. Deci o să-ți lista întreagă. Uh-huh. Și arată cum au scăzut în procente cantitatea de vitamine și minerale din legume. Asta știți foarte bine. Pesticidele, poluarea, exploatarea solului și nu-l mai îmbogățesc cu îngrășământ natural. Nu e cazul la țară. Deci vorbim de unde se fac culturi intensive și noi mergem la supermarket o legumă, un fruct care nu mai are aceeași cantitate pe care o aveau acum, știu, 50 de ani sau mai mult. Acum s-au folosit niște tehnologii, au modificat genetic anumite legume și fructe încât să arate frumos, mare, gustos, să pare și gustos, dar nu au vitamine și minerale dar de care avem nevoie. Dar nici gustos nu mai are. Altele nu au nici gust, exact. Deci, exact. Roșia, de da. Exemplu, nu are. Dar sunt frumoase, arătoase. Atât. Da? Da, eu am văzut roșia din grădina mea, eu simt că e roșie, așa, exact. Da. Și nu pun nimic, da? Și, simți da, gustul ăla de roșie. Da. Și atunci, aici apare necesitatea de a folosi suplimente, pentru că suplimentele alimentare sunt alimente concentrate. Asta e, deci asta e un aliment concentrat și atunci dacă știm că mâncăm mult fast food și cine mănâncă, cine face această greșeală și nu consumă legume și mai ales fructe, trebuie să schimbi paradigma asta, trebuie să schimbi complet stilul de viață și chiar dacă consumăm sănătos, cum consum și eu folosesc anumite suplimente. De exemplu, principalul supliment pe care le iau în fiecare zi sunt enzimele digestive. Indiferent că am sau nu am, dar repet, eu respect regula asta cu legumele în farfurie, atunci pun și o enzimă în... o mănânc înainte de a... o înghit înainte de a mânca. Deci când mă pun la masă, iau enzima și apoi încep să mănânc. Care este rolul enzimelor? Noi știți că avem peste 5.000 de tipuri de enzime în corpul nostru. Unele sunt metabolice, altele sunt digestive. Ideea este că cele digestive le produc ficatul, pancreasul și în anumite zone din intestin. În momentul în care noi mâncăm, ficatul trimite nu, prin bilă, așa mai departe, și pancreasul să producă enzimele care sunt necesare pentru momentul, pentru alimentele care le-am mâncat. Primele enzime pe care le folosim le avem în gură, deci saliva, da? Deci ajută la digerarea amidonului, deci amilaza pe care o conține. Și de aceea se recomandă să mestecăm mult mâncarea, pentru mai ales dacă mâncăm carbohidrați, avem carbohidrați, trebuie să neapărat dizolvați cu saliva. Deci asta e o predigestie. Apoi urmează digestia la nivelul sucului gastric, sucul gastric face treaba lui, apoi urmează transformarea sau divizarea acestor proteine care sunt din carne, de exemplu, să fie transformate de o enzimă care poate să le dizolve, altele dizolvă, lipaza dizolvă, de exemplu, grăsimele, protaza, așa mai departe. Deci, toate acestea au rolul de a ajuta bolul alimentar să se transforme în ceea ce are nevoie organismul nostru.
Și în final, digestia se încheie la intestin subțire și gros, mai ales la gros, acolo absorbția apei și mai ales la unor vitamine. Și în cazul în care noi nu avem suficiente vitamine, minerale în bol alimentar, atunci adăugăm un supliment. Am zis, enzimele. O să vă spun despre enzime că e foarte important să ne protejăm bateria enzimatică cu care noi am fost creați. Noi am fost, când am apărut pe lume, am fost program. Acum noi, această perioadă, acești oameni care suntem acum pe Pământ, suntem programați să trăim 120 de ani. Asta e programul genetic. Da, așa este. Deci, în timp de 120 de ani, există o baterie enzimatică, corpul să producă 120 de ani enzime. Noi epuizăm această baterie enzimatică în momentul în care facem greșeli. De exemplu, fumăm, cine fumează își reduce bateria enzimatică și noi murim în ziua în care corpul și-a epuizat bateria enzimatică, când ajunge la zero. Dar atunci ai murit. Dacă tu ai fost programat 120 de ani și ai murit la 80, înseamnă că ai pierdut din bateria asta 40 de ani. Adică ai epuizat-o mai repede cu 40 de ani. Greșelile de genul ăsta, viciile, alcoolul în exces, mai ales atenție cu alimentația. Alimentația poate să ne ducă să ne epuizeze această baterie enzimatică. Cum? Nu mâncăm mâncare cu enzime. Deci nu respectăm acel raport 50% să fie într-o zi legume și fructe, da? Pe ziua respectivă. Și apă. Apă de calitate. Atunci, noi ce facem? Corpul trebuie să producă el enzime. Eu dacă nu solicit ficatul și pancreasul să producă enzime, atunci eu nu voi epuiza din această baterie enzimatică. Deci o reduc și prin alimentația mea greșită. Fast food, cine mâncă fast food și tot felul de otrăvuri din acestea care sunt la ora actuală, cum ar fi făina albă, care am spus eu, nu e un aliment integral. Zahărul și multe alte, zahărul alb mai rafinat, toate acestea reduc, corpul trebuie să repare. Tu îi dai greșit, îl repară. Și cu cine repară? Cu enzimele. Și cine le face? Corpul trebuie să le producă. Și ce fac? El epuizează mai repede bateria. Și atunci eu consum enzime și dacă mănânc mâncare fără enzime, eu chiar două, ca să fiu mai sigur. Și seara la culcare, pentru că la 6 e ultima masă, mă culc la ora 10 și la ora 10 eu am pe noptieră enzimele pentru seara. Da? Ce fac enzimele când nu întâlnesc digestie, nu am nimic în stomac, nu am nimic să... Atunci ele se transformă în alte tipuri de enzime care vor face curățenie la nivel, în nivelul sângelui mai ales, da? Va fi o curățenie și corpul mulțumește. Ok, mi-ai dat un ajutor, mi-ai dat enzime în seara asta, noaptea asta mă ajută multe enzimele acestea pe care mi-ai dat tu mie. M-ați spus pe gânduri, eu nu mănânc legume. Da, deci luați suplimente sub formă de enzime. La firma Coral avem, o să vă dau site-ul la final, de enzime de calitate, da? Din vegetale sunt desfoase, nu sunt produse nici de laborator chimicale, deci sunt de calitate foarte înaltă, sunt 12 enzime digestive. Și atunci acestea ajută enorm de mult. Dacă vrem să fim sănătoși și tineri și viguroși, trebuie să avem apă de calitate și să folosim enzime. Domnule, foarte important ceea ce ne-a spus dumneavoastră. Da? Trăim într-o perioadă, după cum vedeți, așa de vreun an de zile, chiar se face acuși un an, de când COVID-ul ne solicită corpul într-un mod special. Și toată lumea vorbește, dacă la început nu se vorbea, acum toată lumea vorbește despre întărirea imunității. Pentru că toți ați vorbit și ne-ați spus atâtea lucruri, și mai ales despre remedii naturiste. Spuneți-ne, suplimente alimentare, că despre asta e vorba, ce ar trebui să luăm noi pentru a ne întări? În primul rând, ca și alimente, trebuie să avem fibre, pentru că fibrele ajută la mulțirea și creează un mediu propice pentru probiotice. Probioticele din flora intestinală sunt foarte importante pentru ca să creștem imunitatea. Ele au rolul cel mai important pentru imunitate. Acolo cât mai multe probiotice. Recomand și murăturile, pentru că au probiotice, dar ca și suplimente pentru întărirea imunității, este bine să folosim vitamina D3. Mulți spun că dacă stai la soare, vitamina 3. E adevărat, dar am văzut studii făcute pentru populație din zonele unde sunt, cum ar fi, unde sunt zone foarte călduroase, dar aproape tot timpul anului este soare și s-a constatat că nu aveau suficientă vitamina D3. Da, interesant, da? Și noi spunem că soare, e adevărat că soarele ajută și el, luăm vitamina D2 de la soare, dar o putem lua și din suplimente, din alimente. Alimentele cele mai bogate în D3 sunt untul, oul, da, avem nevoie de aceste alimente și suplimente de calitate. Eu folosesc un D3 lipozomal. Lipozomal înseamnă că are absorpție de 98%, foarte eficient. Pot să vă dau detalii dacă mă căutați pe site.
Acolo eu am văzut o schimbare la analize. Am avut persoane care aveau de trei foarte scăzut, le-am dat administrat o lună de zile câteva picături, se ia pe zi că este lichid, și-a reglat problema cu D3-ul. D3 e foarte important pentru imunitate. În perioada asta, zincul, care iar la fel, fie îl luăm din alimente, fie îl luăm și ca supliment. Eu folosesc două capsule de zinc pe zi. În România mai există o problemă cu un mineral pe care nu-l găsim în alimente, pentru că, care sunt cultivate în România în special, pentru că noi nu avem seleniu în România. Terenul nostru e sărac în seleniu. Atunci, un supliment de seleniu organic, foarte important lucrul ăsta, nu anorganic, pentru că sunt suplimente foarte ieftine, am văzut, seleniu, zinc, care costă foarte puțin și sunt anorganice, adică nu fac mai mult rău decât bine, de aceea trebuie să fim atenți și selectivi. Chiar dacă un pic sunt mai scumpe cele organice, naturale, e mai bine să luăm ceva de calitate pentru organismul nostru. Vitamina C e foarte importantă pentru imunitate în perioada asta, fie din lămâi, fie din suplimente. Eu am tot vitamina C lipozomală folosesc pentru a-mi crește imunitatea. Eu mai recomand și uleiul de ficat de rechin. Acum, pentru cei vegetariani, poate e o problemă, dar el crește foarte mult imunitatea și, de asemenea, la copii le dau dizolvată în apă caldă, ca un lapte, așa se face, first food, primul lapte, colostru. Acesta crește imunitatea foarte mult. La fel, am un colostru de calitate bună, îl dizolv în apă și dau și la copii. Și la adulți, bineînțeles, că copiii pot bea lichid, că un copil de un an, doi, nu poți să dai alte ceva să înghite, da? Și se dezolvă această capsulă. Deci ideea este că avem grijă de noi dacă ne luăm și suplimente ca să ne întărim organismul, ca să fim siguri că avem tot ceea ce trebuie organismului. Noi avem nevoie de vitamine, minerale, aminoacizi, enzime, grăsimi bune și probiotice. Acestea sunt, de fapt, necesarul zilnic de care are corpul nostru nevoie. Și de unde le luăm? Deci, repet, și din alimente, și pentru că am spus că nu mai avem așa siguranța că avem alimentele cu concentrația de vitamine și minerale pe care aveau în trecut, atunci apelăm și la suplimente. Nu întâmplător, japoneze sunt pe locul întâi și au o rezistență mare, muncesc foarte mult, sunt oameni foarte hainici, este și populația longevivă din Okinawa, care acolo contribuie și apa de calitate foarte mult și faptul că ei mănâncă tot așa echilibrat, deci multe legume, n-am văzut mâncare fără legume. Când am fost la restaurant cazat, la hotel, m-au întrebat, vreți să mâncați meniu japonez sau meniu american? Doamne, ferește, american! Da, și atunci am văzut la restaurant foarte, foarte multe salate, aveau și orez, aveau și carne, fructe de mare, deci calitate, foarte pește, da, deci am văzut super, deci alge multe, multe tipuri de alge, chiar le-am testat din curiozitate să văd cum sunt la gust, nu suntem obișnuiți, nu avem așa cultura algelor. Eu folosesc un supliment destul de des și anume clorela. Clorela este foarte bogată în aminoacizi, vitamine, minerale și are capacitatea de a extrage toxinele din corp, mai ales metale grele care rămân depozitate în corpul nostru mulți ani, și pesticidele. Și eu îl folosesc cam de 4 ori, fac o cură de clorela, care clorela de calitate, la fel, fără nicio excipienți care sunt periculoși, și au un rol de detoxifiere foarte mare. Pentru că tot veni vorba de metale grele, aș vrea să ne spuneți, pentru că nu mulți telespectatori știu, se întreabă că de unde metale grele, că eu nu mănânc pește, eu nu mănânc icre, eu nu mănânc... Vă rugăm să le explicați telespectatorilor noștri de unde vin, de fapt, aceste metale grele, de exemplu, în organismul nostru. Mercurul, care îl găsesc la... Eu știți că fac și teste cu biorezonanță, da? Și găsesc acolo mercur la foarte multe persoane, mai ales persoane care au peste 50-60 de ani, în cantitate foarte mare mercurul. Și am întrebat, ați folosit plombe pe timpul Ceaușescu cu amalgam? Da. Le mai aveți? Da. Alții, da, alții nu. Scoateți-le urgent. Ele sunt o sursă principală de mercur. Deja în multe țări nu se mai practică, nici în România acum nu se mai folosesc aceste plombe, care sunt, au și cantitate de mercur acolo. Și corpul lua dintr-o sursă pe care habar n-avea coar. Deci el purta, era la purtător tot timpul cu mercurul. Uh-huh. Plumbul e adevărat că și din apă și din atmosferă și din... Na, dacă stai într-un oraș și logic ai plumb. Noxile pentru că, de la mașini. Da, care Bucureștiul, sunt... ce să zic, sau chiar și Piatra Neamț un pic, dar nu e așa poluat. Eu am stat în București și aproape toți bucureștenii când îi scanezau plumb, foarte mult.
Aluminiu pe care îl găsesc foarte des în exces, îl găsim, luăm din acel ceaun de aluminiu, vase din aluminiu, știți care mulți au folosit astfel de vase și le recomand să le arunce din casă. Așa ceva să nu mai există în casa lor, niciun fel de vase din aluminiu. Plombele, da? Da, vedeți, apropo de aluminiu, e o problemă că toate tigăile astea care se recomandă la televizor din diferite firme conțin, spun că sunt din aluminiu și sunt tapate cu nu știu ce, da, cu piatră, cu fel de fel. Deci oricum conține aluminiu. Chiar dacă nu este direct aluminiu, punem mâncarea direct pe aluminiu, dar în momentul în care se încinge acea tigaie, aluminiu deja își face efectul prin... Da, recomand vasele de inox, deci mai sigur e, da, decât da, tigăi și din ceramică. Tigăi de inox nu prea sunt. Am văzut acum mai nou din piatră, fără aluminiu, am văzut doar ceramică atât. Deci pe ceramică sunt foarte sensibile să nu se spargă dacă le spargă, da? Dar de o calitate foarte bună. Am văzut, deja se găsește și în România astfel. Eu am o tigaie din asta din ceramică. Și am și pentru a face mămăligă și pentru a face o mâncărică. Da, tuciu, de exemplu, tuciu de la țiganii noștri. Tuciu are mult aluminiu. Ăla e bogat în aluminiu. Deci, nu e bun. Nu, am văzut cum îl fac. Deci am fost la un loc de ăsta unde fac țiganii și am văzut cum foloseau foarte, foarte mult. Vedeți, mare grijă și cu țuica, pentru că cazanele care sunt acum nu sunt doar din cupru, au adăugat mult aluminiu. Toți țiganii fac și asta. N-am mica cu ei, dar vorbesc că cantitatea de aluminiu e enorm de mare și am văzut cantitate oameni care au fost intoxicați cu exces de aluminiu de la țuică, pentru că au făcut în cazan care era mai mult, un pic de acolo de cupru, dar mai mult aluminiu. Și se pot îmbolnăvi și într-o băutură. Deci care zici că e natural făcută la cazan, da? Da, iată. Dar nu e sigur cazanul ăla dacă e de calitate. Da? Deci e bine să facem, am spus, detoxifierile acestea cu apă. Când noi bem doar apă și nu mâncăm, corpul se detoxifică. Dacă mai adăugăm și clorela un pic, mai scoatem într-o anumită măsură și... Eu mai folosesc și acidul folic pentru a scoate metalele grele pe lângă clorela. Și acesta are capacitatea de a... sub formă de supliment, deci acid folic, și am văzut schimbări în câteva luni de zile la analize. După ce am administrat curățenia colonului, clorela, apoi folosesc suplimente pentru curățenia limfei, cum ar fi Lymphflow și multe alte. Dacă vreți, putem face o altă emisiune specială numai pentru limfa, altădată despre ficat, curățenia ficatului. Putem face așa un pic mai în detalii plante, alimente, sigur, pe care le putem folosi pentru curățenia acestor organe importante. Vorbind despre toate aceste metode de detoxifiere, pentru cine nu ajunge să, nu știu, să cumpere? Poate că sunt oameni mai în vârstă care nu-și pot permite, vedeți dumneavoastră ce pensii sunt, să ducă să cumpere remedii naturiste. Ce ar fi bine să mănânce, să aibă în meniul zilnic sau aproape zilnic pentru a ajuta organismul să se detoxifice? Noi avem deja o educație în cultura românească la detoxifiere de primăvara, când ies urzicele. Urzicica este un detoxifiant foarte puternic, să știți, a sângelui mai ales, a ficatului. Deci, cură de urzici. Și chiar să colegem multe urzici și le punem la congelator și le gătim, eu le fierb, le congelez și când scot doar și le pun la... fac o mâncare cu urzici și iarna, când nu am urzici. De asemenea, știrul care e cunoscut în România, e un aliment, nu știu la ce am în Neamț, la mine în Vrancea știrul peste tot. Mulți oameni dau la porci, dar e un aliment extraordinar. Este un antibiotic natural, conține antibiotice naturale această plantă. Este un știr, are culoare roșiatică, așa, și un pic acrișor. Nu cunoaște știrul. Nu. Știrul e un aliment extraordinar. Dacă vreți să fiți sănătoși, mâncați urzici, știr, un detoxifiant și crește imunitatea foarte mult. Și spanac, nu? Spanacul trebuie un pic atenție cu el. Mare și anumite chestii neplăcute acolo, dar eu prefer mai mult astea două. Astea sunt alimentele mele preferate. Deci știr și urzică, da? Le-am non-stop, plus facem și salată din știri. Deci eu am făcut primăvara leurda, care la fel are un efect de detoxifiere foarte bun asupra organismului. Și multă ceapă și usturoi. Deci astea sunt în salată, trebuie să existe tot timpul. Deci dacă le avem, atunci ne creștem și imunitatea, ne și facem detoxifiere. Mâncăm mere, merele fac detoxifiere. Deci apropo de oameni care nu-și permit să ia suplimente. Din când în când așa
un supliment care costă 50 de lei, să zicem așa, sau 60 de lei, nu e o sumă foarte mare pentru cineva să ia un program de detoxifiere și cu un supliment din când în când. Dar alimentele acestea de care v-am povestit eu sunt detoxifiante. Ați pomenit despre ceapă și usturoi și mi-ați aruncat mingea la fileu. Vă rog să-mi spuneți care este părerea dumneavoastră despre aceste legume, dacă e vorba să le punem în mâncare. Există mitul că în momentul în care pui ceapa și o încălzești, o prăjești în ulei, pentru că de obicei cam asta se face, sau în unt, devine un aliment toxic pentru organism. Și zice că și usturoiul la fel. Vă întreb pe dumneavoastră ce părere aveți. Da, eu știu că dacă prăjim ceapa, pierdem enzimele, că la un anumit temperatură se distrug enzimele, nu mai avem enzime deloc. Și acele substanțe pe care conțin ceapa și usturoiul, numai care au rol de creștere a imunității, dispar prin fierbere. E adevărat că prin fierbere și prin prăjire noi pierdem cam și se distrug și vitaminele și mai doar pentru gust mai degrabă. Nu știu, nu sunt sigur dacă produce toxine, dar știu că nu mai avem mai nimic. Adică mâncăm ceva doar de dragul gustului. De aceea în salată pun ceapă, usturoi, chiar dacă miroase, nu-mi pasă. Adică nu, este eu mă spăl pe dinți, îmi iau apă de gură și atunci, dacă nu le place de mine, e foarte bine, dar pe mine mă interesează sănătatea mea. Să am tot timpul ok, să fiu în formă. Deci, eu nu sunt adeptul să prăjim, dar dacă se poate crud, e mai bine. Când mănânc carne, dacă o mănânc cu usturoi pisat, da, deci cu un pic de sare și atunci cu cimbru mult. Cimbru este și de parazitar, să știți, și crește imunitatea foarte mult. Cât mai mult cimbru să avem în mâncare, cât mai mult pătrunjel, cu pumnul să mâncăm pătrunjelul. Pătrunjelul curăță limfa foarte bine. Apropo, de mi-a întrebat metode mai ieftine, da? Deci pătrunjelul este o minune pentru curățenia limfei. Deci mult, mult. Deci nu așa cum punem o legătură mică de pătrunjel, deci cu pumnul, salată, în salată să fie cantitatea mare de pătrunjel. Da, dar am auzit și un alt lucru despre pătrunjel luat în cantitate foarte mare, că poate dăuna rinichilor. Da, acum, la mine cantitatea mare înseamnă cam două legături. Cantitatea mea normală la mine. Două legături, da. Da, nu știu dacă pentru oricine este la fel de bun. Deci pentru limfă e bine să facem câte o curățenie și să avem grijă și cu pătrunjelul, pentru că... Ce părere aveți de chimenul negru? Da, chimenul negru e un condiment bun. Am văzut că și el ajută la deparazitar. Deci, din studiile făcute de mine, am văzut că e un deparazitar bun. De asemenea, conține și anumite minerale. Deci, mai mult l-aș privi ca un supliment pentru sau un condiment pentru deparazitare. Potențează și gusturile și asta așa îl văd eu, chimenul. Bun. Spuneți-mi ce părere aveți despre lactate, că nu mi-ați vorbit nimic despre asta. Lactatele, da, aici sunt păreri pro și contra. Eu personal sunt pentru laptele fermentat, adică iaurt, chefir. Laptele dulce, vă spun din studiile pe care le-am văzut eu, am văzut că laptele este, dacă e de vacă, e pentru viței, deci nu e pentru oameni. Noi oameni, deci da, nu, asta e realitatea. Deci noi avem nevoie de laptele matern până la 2-3 ani. Și în momentul, deci care e problema? Că aici noi avem în stomac deci există o moleculă de coenzimă. Mă faceți să râd, nu, nu, dacă... asta e realitatea. Deci, pentru că molecula de coenzimă de la laptele de vacă este foarte mare și corpul uman, în general, majoritatea oamenilor nu o poate digera. Noi românii o mai avem, dar am văzut rasa galbenă, la ei nu există lapte la magazin, pentru că ei nu pot digera, deci nu sunt adaptați să facă așa ceva. Și atunci laptele s-a văzut că are un pH ușor acid, scade cantitatea de calciu din corpul nostru, nu o să o crească, culmea. Da? Atunci nu recomand. Eu personal nu recomand lapte dulce. Soția mea, când m-am cunoscut cu ea, a consumat și acum am educat-o, nu mai consumă. Deci știe că nu e sănătos laptele dulce. Doar laptele de capru oarecum are cât de cât ceva mai apropiat sau de măgăriță, dar nu mănâncă toată lumea, nu bea toată lumea și scump ăsta. Dar de vacă, în niciun caz. Eu personal nu sunt pentru lapte de vacă, decât pentru laptele fermentat, adică prins, iaurt, acolo avem probiotice, deci se schimbă compoziția lui, devine altceva și nu mai este lapte. Da. Brânzeturile? Brânzeturi, așa ce trebuie cu precauție, brânzeturi fermentate, în special, eu mă feresc de brânză topită, care nu este sănătoasă deloc, deci nu vă atingeți de brânză topită. Brânza aceasta făcută cu cheag, brânza dulce, în laptele prins, este ok, dar
repet, raportul acela de 20%, dacă am în farfurie 20% în brânză, dar nu mai am altceva lângă, e ok. Da? Brânză fermentată. Dar acum depinde și de probleme de sănătate. Sunt oameni care nu pot, mai ales cei care au boli autoimune, n-au voie să atingă de absolut deloc de brânzeturi. Dar și o brânză bună așa de burduf, ce ziceți? O brânză de burduf făcut, da, cu, eu nu cu sunt. Eu cumpăr de la ciobani, deci am eu sursele mele și... Caș, da, eu fac brânză, da. Eu am avut străbunicii mei, bunicii mei au fost ciobani, adică am crescut cu oile de mic, dar am crescut la stână de oi de mic. Aveți o legătură cu becalii? Nu, sunt din Munții Vrancea și de mic copil știu că eram acolo la unde erau oile la munte și am tot timpul am mâncat brânză. Ionel, iată să mai sunt 5 minute din emisiune și aș vrea pe final să ne spuneți unde vă găsim, dacă telespectatorii vor să vă găsească, ne dați un site undeva. Da, ce am vrut să mai zic două lucruri despre suplimente obligatorii zilnice pe lângă enzime, omega-3, coenzima Q10, astea sunt pe pâine, tot timpul să le avem. Iar ca să, cum le putem face rost, le putem procura și chiar pot să mă văd să le luați cu preț redus, dacă intrați pe site-ul meu, coral-apă-vie.ro, deci www.coral-apă-vie.ro și pe 0721-302-969, acolo vă pot da mai multe explicații. Eu postez de multe ori și pe pagina dumneavoastră pe de pagina Facebook, mea, da. Pe Facebook Alban Ionel. Așa. Sau pe Mariana Duma Alban, soția mea, și acolo noi putem să vă dăm mai multe explicații și în privat. Eu pot să vă fac și o consultanță cu biorezonanță, să văd dacă aveți carențe în corp, dacă aveți metale grele, dacă aveți radiații electromagnetice și altfel de și metale grele, da? Și vă pot da câteva sugestii. Noi vă mulțumim foarte mult pentru atenție, stimați telespectatori. Vă mulțumim, domnul Ionel, pentru că ați venit și ne-ați adus aceste informații. Și, așa cum ați spus, dumneavoastră, subiecte sunt și am mai putea discuta pe tema fiecărui organ în parte, dacă vreți, că văd că sunteți o enciclopedie de informații. Deci, slavă Domnului, avem ce discuta și telespectatorii noștri beneficiază de aceste informații care chiar avem nevoie. De care avem nevoie. Dragi telespectatori, noi vă dorim să aveți multă sănătate, că până la urmă despre asta este vorba, să aveți putere, să treceți peste toate și de ce nu trebuie să spunem că dacă nu avem credință în Dumnezeu, s-ar putea să nu avem parte de aceste lucruri minunate în viața noastră și, bineînțeles, haideți să vorbim cu toți aceeași limbă. Îmi spunea, mi-a plăcut foarte mult, parafrazez pe cineva acum, să vorbim cu toți aceeași limbă, limba iubirii. Cred că este cel mai minunat limbaj. Da, exact. Și dacă mâncăm, să mâncăm că suntem fericiți, nu că suntem supărați, și să mâncăm cu iubire, să ne rugăm, să transmitem anumite informații în mâncare respective și tot timpul să existe iubire și armonie, atunci vom fi sănătoși. Și mâncarea nu va acționa greșit asupra noastră. Și dacă... să binecuvântăm, evident, această mâncare pe care Dumnezeu ne-o dă. Dragi telespectatori, vă mulțumim pentru atenție și să aveți parte de un weekend minunat și de o viață fericită. Vă mulțumim, domnul Ionel. Mulțumesc și eu pentru invitație. La revedere!